Primarul comunei cu Zavodă, Marius Cojocaru, a declarat că anul acesta a reușit să implementeze o mare parte din proiectele aflate pe lista de investiții, iar pentru anul viitor dorește să mai câștige un mandat pentru a putea continua și finaliza ce a început în 2019. Despre proiectele aflate în derulare în comuna cu Zavodă, dar și despre viitoare obiective, cum ar fi alimentarea localității cu gaz, ne-a vorbit primarul Marius Cojocaru. Proiecte, să zic așa, că am făcut în mare parte ce ne-am propus. Un singur hopul mai avem, dacă s-ar rezolva și cu programul FDI, care am muncit și am trecut să am scos SF-ul la foc automat. N-am apucat să semnăm contractul și, din câte știu, s-a blocat programul. Sper să reia programul. Ar fi cel mai important proiect al comunii cu Zavodă în valoare de 10 milioane de euro. Asta înseamnă vreo 26 de km de asfalt. Și am asfaltat undeva la 90% în comun, ceea ce pentru noi ar fi un lucru extraordinar de important. Deci cu acest proiect ați finalizat 90% din străzi, da, și drumurile comune. În mare parte satul Călărași Vechi și satul Ceacu. Și în afară de FDI, alte proiecte pe care le-ați realizat anul acesta? Acum avem cel mai mare proiect de 1.000.000 și ceva de mii de euro pe PNDL, 7 km de asfalt. Suntem chiar astăzi, toamna, al doilea strat, poate ne ajută Bunul Dumnezeu să ne lase să terminăm și al doilea strat, să continuăm cu rigolele și cu intrările în proprietățile oamenilor la an. Și acest proiect se va finaliza anul viitor sau care este termenul limită? Da, proiectul se va finaliza vara anului viitor. Tot în același timp lucrăm și acum se lucrează în comună la canalizare, undeva la 1,1 milioane de euro pe AFIR. Suntem undeva, să spunem așa, la 70% din lucrare executată. În același timp se lucrează la Căminul Cultural de la Cuzavodă, un proiect pe AFIR, modernizare Căminul Cultural Cuzavodă, un alt proiect pe satul Călărași Vechi, grădiniță pentru copii, în valoare de 500.000 de euro pe PNDR 2. Avem acum, tragem tare să punem acoperișul. Am finalizat tot pe PNDR 2 un kilometru de iluminat public la intrarea în satul Ceacu. Avem în licitație cămin cultural la Călărași Vechi de 500.000 de euro. Sperăm să rezolve luna asta, să desemneze câștigătorul. Avem în proiectare și urmează execuția dispensarul uman din satul Ceacu. Astăzi avem o ședință de Consiliu Local la care vom achiziționa un teren pentru a construi o primărie nouă. Pe CNI trebuie să predăm amplasamentul undeva lângă Căminul Cultural de la Cuzavodă. Sperăm să facem ca un fel de centru al comunii Cuzavodă acolo. Dacă ne ajută Bunul Dumnezeu să terminăm primăria nouă și mai fi în poziția care sunt acum, avem de gând să facem și o piață alimentară lângă primărie și lângă Căminul Cultural pentru toți cetățenii din comuna Cuzavodă. Să-și comercializeze produsele aici, în localitate. Asta da. Intenționați. Vreau să promovăm produsele de la Cuzavodă pentru că sunt cele mai bune. Uh-huh. Avem foarte mulți fermieri cu solarii care fac niște roșii extraordinare, cum era odată la bunica, da, de la mici. Și reușesc să le comercializeze? Unde au piață de desfacere? Piața mare de desfacere la Călărași, la piața Big. Deci merg la Călărași să le, da, să le vândă. Și aici, dacă ați deschide, ar fi mult mai ușor. Ținând cont de poziție, că sunteți foarte aproape de oraș, foarte mulți călărășeni vin să-și cumpere case la dumneavoastră. V-ați gândit la alimentarea comunei cu gaz? Este în discuție sau...? O discuție am avut-o de anul trecut. Avem pe raza comunei
două ferme avicole, să spunem așa, avicola Bolzău, la care dânsii vor să închideze un teren pe raza comunei cu Zavodă și la care ar băga pe banii dânșilor, ar alimenta fermele, ceea ce pe noi ar ajuta foarte mult. Suntem în ultima fază, spunem așa, a documentelor pentru să putem primi avizul la prefectură, după care putem face licitație. Deci investiția va fi privată, vor aduce conducta în localitate, iar de acolo dumneavoastră veți putea branșa locuitorii? Da, dânșii au o fermă la ora actuală, la Călărașii Vechi, în satul Călărașii Vechi și în satul Cuzavodă. Sunt dispus să bage pe bani proprii alimentarea cu gaz la fermele respective, între care noi putem să le acordăm la coloana principală. Și aceasta însemna costuri foarte mici pentru a ne acorda la coloana principală. Vă dau un simplu exemplu. Numai o stație de joasă la gaz costă undeva 300.000 de euro. Ceea ce asta o fac dând și pe bani proprii. Și atunci avem avantajul ăsta să putem să ne legăm și noi să le acordăm cetățenii la rețeaua de gaz. Sau a doua variantă care numesc pe a doua variantă, asociația celor 10 comune care, în colaborare cu Consiliul Județean, să mergem și pe varianta asta, să vedem care dintre astea două variante va fi mai ușor de realizat. Da. Nu este ușor, va fi foarte greu, dar mergem înainte. Uh-huh. Sperăm să primim avizul de la prefectură ca să demarăm lucrările. Bănuiesc că veți mai candida pentru un nou mandat. Ce v-ați propus pentru viitorul mandat dacă veți fi reales în funcția de primar? Da, aș mai dori să mai candidez un mandat pentru că am depus foarte multe proiecte cu echipa asta care am format-o de 3 ani de zile. Vreau să le mulțumesc pe calea asta. Vrem să mai depunem și alte proiecte. Nu suntem, sunt neamobit aici, să spunem așa. Avem depus undeva la 20 de proiecte, dintre care au reușit 10, avem finanțarea și bani în cont, să spunem așa, licitațiile făcute, unele chiar începute, altele mai zis un pic să începem. Mai sunt încă 10 nevaloare. Doamne, aș vrea să mai iasă încă 3-4, nu știu. Sperăm să iasă cât mai multe. Cum vă spuneam, nu ne oprim aici, mergem mai departe, avem multe de făcut în comuna cu Zavodă. Sper că la sfârșitul mandatului să terminăm o parte din proiectele care le-am început și dacă cetățenii comunei cu Zavodă mai mă vor pe poziția asta, mai vrem un mandat ca să finalizăm tot ce am început. Chiar zilele trecute am primit un mail că am câștigat și, să spunem așa, internetul liber sau wireless pe fiecare stradă din comuna cu Zavodă. Am lucrat acum cu colegii mei și am cerut mai multe oferte, să sperăm să găsim o ofertă mai bună ca toți tinerii din comuna cu Zavodă să aibă internetul gratuit. Și proiectul va fi implementat în această perioadă? Noi acum așteptăm ofertele, demarăm toate documentele posibile și sper ca, nu știu, ianuarie-februarie să înceapă lucrurile. Ați rămas cu gândul că v-ați propus ceva, un obiectiv în 2019 și nu ați reușit? Sau ați realizat tot ce v-ați propus pentru acest an? Nu am reușit tot. Sper să reușesc să semnez contractul cu FDI-ul, dacă mai rămâne FDI sau dacă nu, să o face altă. Se transformă, am auzit. Cum s-o transformă, noi vrem să-l semnăm, că suntem pe lista de, să spunem, de priorități. Lista semnată de ministru, da. Care a trebuit să mergem mai departe. Uh-huh. Dacă mai mișcam mai repede, puteam și noi să semnăm atunci în ultimele două zile, dar n-am avut toate documentele posibile și uh-huh. Am tot forțat, să spunem așa, dar n-am putut să ajungem să semnăm. A fost o nebunie. Am stat 3 zile de dimineață până la ora 12 noaptea și au fost foarte mulți primari la care n-am putut să semnăm. Există posibilitatea, dacă FDI nu va continua ca program, să mergeți cu acest proiect pe care dumneavoastră l-ați depus pe FDI pe un alt program? Da, noi avem studiul de fertilitate, l-avem făcut. Uh-huh. Putem merge pe orice program. Uh-huh. Deci există o șansă. Dacă nu este acest FDI, poate veți obține finanțare pe un alt program.
M-aș bucura să fie un PNDR 3, uh-huh, să obține finanțarea pe PNDR 3, pentru că n-am mai participat cu bani proprii de la primăria Cozavodă. Ar fi cu finanțare zero pe cel 3? Ar fi cu finanțare zero și ar fi mult mai ușor pentru noi. Așa, dacă rămâne pe FDI, am trebuit să plătim cam 440.000 pe an. Dar indiferent cum ar fi, un lucru este onor pentru Comuna Cozavodă. Să ai 90% asfaltat în Comuna Cozavodă, mai ales că noi suntem la 7 km de călăraș. În ultima perioadă s-au cumpărat toate casele care au fost părăsite sau lăsate în paragină. Și trebuie să aducem tot ce înseamnă utilități. Să fim ca o comună europeană. Ne aflăm pe drumul comunal de C10, cum îi spun locuitorii comunei Cozavodă, Hotar, și la ora actuală am depus documentația la Consiliul Județean pentru scoaterea certificatului de urbanism, unde urmează să asfaltăm 1,1 km. În câte am văzut prognoza meteo, săptămâna viitoare vor fi undeva la 12-13 grade. Și sperăm cu ajutorul Bunului Dumnezeu să terminăm asfaltul. A venit sezonul rece. Sunteți pregătiți pentru a interveni la dezăpezire, dacă va fi cazul? Da, noi acum, după cum vedeți dumneavoastră, în curte avem foarte multe utilaje câștigate pe două proiecte anul acesta. Un proiect pe Banca Mondială, tractorul în spatele meu și cu vola cea mică, două remorci, vitanje și un mic de împrăștia gunoi. Avem pe gal câștigat un încărcător, cel mai mare încărcător după piață la ora actuală, cu multe accesorii, cum ar fi perie, plug de zăpadă, nacelă, care ne ajută foarte mult. Chiar acum am montat cu colegii mei, am montat ghirlandele de sărbători. Și iluminatul de sărbători. Vă invit, dacă puteți, să și trageți seara din Comuna Cozavodă, să vedeți cât de frumos este. Noi ne așteptăm să vină zăpadă cât mai mult. Noi suntem pregătiți, după cum vedeți dumneavoastră, că sunt o grămadă de utilaje pregătite. Tractoare, trei tractoare, două încărcătoare și un bulto excavator. Mai devreme mi-a arătați un utilaj care vă ajută la forat. Când faceți lucrările pentru canalizare, despre ce este vorba? Da. De când am preluat mandatul, pe raza Comunei Cozavodă nu mai s-a săpat niciun drum. Am achiziționat un compresor cu două foreze. Orice cetățean din Comuna Cozavodă se poate racorda la apă, la canalizare, fără să foreze, să sape drum. Plătește o taxă la primăria Cozavodă, care este foarte mică. Și noi venim și racordăm orice cetățean în Comuna Cozavodă. În situația în care vor fi precipitații abundente, unele primării apelează la societăți pentru utilaje. Dumneavoastră vă descurcați cu ce aveți sau aveți și această posibilitate de a apela la societăți? Până acum 2 ani de zile ne-au ajutat și fermierii noștri din comună. Acum suntem pregătiți la orice fel de anotimp. Sunt foarte multe utilaje, putem să băgăm câte un utilaj pe sat. Și sper că în 3-4 ore să curețe toată zăpada sau intempele care vor veni. Să faceți drumurile practicabile. Normal, să poată să meargă copii la școală și lumea la servici, să fie totul, să spunem, ca la carte.